Bună seara! Bine ne revedem la emisiunea Bioculinaria. În această seară avem o temă deosebită, o temă de actualitate, curățenie prin post și avem doi invitați, doi oameni cu totul și cu totul deosebiți, părintele Mircea Marțian, bună seara, și George Eisicovici, cel mai bun bucătar dintre ingineri și inginer dintre bucătari. Bună seara! Cred că în perioada de post este parcă o mai mare nevoie ca oricând de o bună conlucrare între post alimentar, între rugăciune, între fapte bune, între virtuți. Sigur, preoția este o meserie, dar, în primul rând, cu siguranță este un har. Este o artă de a îndruma oamenii către ceva mai bun, către o cale mai bună, este un har de a-i păstori. Și oare oamenii în această perioadă sunt mai îndreptați către biserică? Vin la dumneavoastră să vă ceară îndrumări? Părinte, este post, cum să fac? Ce să fac? Cu siguranță că da, e un așa numitul sezon, dacă ar fi să folosesc un termen laic, e sezonul marilor convertiri, să știți, este sezonul în care, sigur, îi întâlnesc și pe credincioșii care sunt practicanți, de obicei, dar vin și persoane noi, persoane care nu s-au spovedit de mult, persoane care au probleme mari, persoane care caută și încearcă să găsească, în disperare de cauză, în Dumnezeu soluția vieților. Deci este o perioadă de sezon, să zic așa, de lucru, în care nu faci față de multe ori la spovadă, este un asemenea timp prielnic pentru reconstrucție, pentru reașezare și în care oamenii caută. Simt că ceva se întâmplă, simt că natura se înnoiește și ei nu vor să rămână în afara acestui proces. Sigur că acum m-ați provocat cu ceva, spunându-mi că oamenii vin cu probleme. Chiar discutam mai zilele trecute cu cineva și discuția a ajuns la concluzii deschise. Adică există o categorie de oameni care țin post, există o categorie de oameni care nu țin post. Cei care țin post, majoritatea, hai să dau un procent, 80-90%, sunt persoane cu probleme. Au anumite probleme și vor să țină acest post pentru a-și rezolva probleme. Însă și cei care nu țin post au și ei problemele lor. Însuși faptul că nu pot să țină post este o problemă. Există o categorie de oameni care nu au probleme? Ce fac ei, țin post sau nu țin post? Eu cred că a ține sau nu post face parte din lumea credinței. Adică sunt oameni tineri care n-au probleme, n-au probleme de sănătate, nu duc nici măcar lupta cu colesterolul, bată-l vina, și țin post pentru că e opțiunea credinței. Sunt niște gesturi pe care ți le asumi în virtutea faptului că Iisus așteaptă un răspuns în această perioadă. Practic, ce înseamnă postul Paștelui? Înseamnă o actualizare a suferințelor lui Iisus. Iisus are nevoie de asistența noastră, de a face aceste gesturi relaționate cu suferința lui, gesturi de iubire. De aceea țin post, să știți. Și sunt aceste două categorii, dar pot să spun că sunt mai multe, că aceste categorii se împart în subcategorii, de fapt. Cei care țin post sunt care țin post într-adevăr cum trebuie și sunt care țin post cu zero efecte spirituale, adică se Sigur, o opresc să la ne un nivel povestiți extrem pe și așa mai parcurs ce departe. înseamnă. Sunt cei care nu țin post, dar care vor trebui să țină post, pentru că asta este viața, traiul bun și nesimțirea ține până la un anumit moment în care va trebui să ții post. Va trebui să începi să nu mănânci, va trebui să începi să te controlezi pe tine ca să poți să trăiești calitativ mai bine. Deci vei fi obligat de viață să o ții. De-aia e bine să te antrenezi, pentru că atunci nu ți va părea o dramă. Așa Nu este. vei fi irascibil. Deci, Aici am și eu, da. aș interveni și eu puțin, și anume, nu intru în detaliile spirituale ale postului, pentru că asta este meseria părintelui Mircea. Însă, eu, din experiența pe care o am la laboratorul nostru de alimentație, eu știu foarte bine că sunt foarte mulți oameni care vin atunci când deja nu mai au nicio altă soluție.
decât să înceapă o anumită dietă. Să înceapă să mănânce, așa cum de altfel în Biblie este scris, nu? Că mă ajutați cu citatul. V-am dat vouă tot pomul care are rod și toate, nu știu exact, ideea este de alimentație pur vegetariană, pur vegetală. Acum, mai spunem încă și următorul lucru, că probabil că în timpul postului, pentru cei care înțeleg ce înseamnă sau îl fac cu o anumită, cu un anumit scop de spiritual, au beneficii spirituale, dar e foarte interesant felul în care aceste beneficii spirituale sunt legate direct de calitatea vieții. Pentru că și cei care nu țin post din punct de vedere spiritual, dar în schimb ei se hrănesc respectând până la urmă o istorie, aici nu vreau să intru în contradicție, dar acum 30.000 de ani oamenii mâncau rodul pomului și din când în când găseau câte o râmă sau câte o gâză și eventual tot tribul alerga după un iepure, consumau multe calorii, așa e, da, doctor, consumau multe calorii, prindeau iepurele și în final iepurele era mâncat de șeful de trib. Pentru că, pentru că erau ierarhii. Ceva asemănător cu zilele noastre? Nimic nu s-a schimbat și mai ales nu s-a schimbat deloc din punct de vedere al fiziologiei noastre, al felului în care noi digerăm și folosim hrana. În schimb, s-a schimbat foarte mult obiceiurile culinare. Din urmă cu 100-200 de ani am început să mâncăm carne. Nota bene, nu sunt împotriva mâncatului de carne, neapărat. Dar trebuie redus la acea cantitate pe care strămoșii noștri o făceau și eventual să o mănânce numai șeful de trib. Iată că postul vine să susțină și această idee. Iar alimentația corectă făcută, să știți că provoacă schimbări foarte importante în mentalitate și chiar în felul în care se privește spiritul omului. Deci este clar ceea ce spunea părintele mai înainte, nu mai există atâta agresivitate în om dacă se alimentează corect. Nu mai există poate nici atâta orgoliu. Deci oamenii devin cumva, se apropie cumva de acest ideal al umanității spiritualizate, să spunem. Sigur că nu ținem post ca să slăbim, nu ținem post ca să fim mai frumoși sau ca și o laudă, ci ținem post cu efecte spirituale. Și dacă suntem mai moderați la mâncare, cu siguranță spiritual se petrece ceva cu noi. Nu e așa, se petrece. Deci, implicit are loc o schimbare spirituală în noi, această moderație la mâncare. Evident că da, de aceea postul alimentar este una dintre dimensiunile postului creștin. Nu este, unii se opresc aici, nu este totul, dar este o dimensiune fundamentală pe care poți să construiești apoi rețeta proprie de post în urma unei examinări a conștiinței. Deci să nu te raportezi numai la acest nivel, cum cred unii. Unii își fierb oalele, creează așa o dimensiune din asta numai și numai alimentară. Ori lucrurile sunt mult mai ample. Adică o rețetă autentică de post presupune o examinare a conștiinței, un duhovnic, adică cu o persoană sau un spiritual care te cunoaște foarte bine, astfel încât să încerci să-ți rezolvi tăierea tuturor rădăcinilor în zona plăcerii, nu numai în zona plăcerii gustative a papilelor, ci și în alte tipuri de plăceri. Știți? Și de aici atragerea unor virtuți. Exact. Către pentru sine. Că te golești de tine, de fapt, și te umpli de Dumnezeu. De aceea nu e indicat un post alimentar dur fără să intri într-o comuniune cu un preot și cu o rugăciune, de fapt. Pentru că nu știi de ce te umpli până la urmă. Știți? Da. Deci trebuie să fie completat întotdeauna postul și rugăciunea. De altfel, Iisus, când le spunea ucenicilor că n-au reușit să scoată un tip de duh dintr-un copil, vă aduceți aminte în Evanghelie, lumea cunoaște acest pasaj pentru că face subiectul unei duminici. Zice, acest fel de demoni nu pot fi scoși decât cu post și rugăciune. Deci aceasta este rețeta. Și una și alta. Și una și alta. O rețetă completă. Completă, rețetă gratuită, stă la îndemâna tuturor. Și sună foarte bine rețeta gratuită. Da. Deși e scump să postești, din păcate, începe să fie din ce în ce mai scump. Dar asta e o altă discuție. Asta e o altă problemă. Cine trebuie să postească, practic?
Acum, dacă ar fi să ne raportăm la legile bisericești, în general, o biserică are niște norme și dă niște norme generale. Și fără îndoială că biserica vine și spune că până la 14 ani copilul nu trebuie introdus în această dimensiune. Asta nu înseamnă că poate mânca prostii și prost. Da. Deci să nu se înțeleagă acest lucru. Copilul poate mânca cremvuș plin de euri și nu trebuie să mănânce salate și fructe. Că nu vreau să zic asta. Deci biserica nu în acest sens vorbește și lui dăm ceafă de porc grasă și noi mâncăm legume. Dar de ce? Pentru că el nu intră sub incidența unor legi de acest fel, dar după, din experiența mea de la biserică, este faptul că copilul trebuie învățat de mic cu aceste reguli. Deci trebuie să faci o educație a ceea ce mănâncă, de exemplu, o educație spirituală, o învățare a acestei practici a postului de mic. Pentru că la 14 ani, dacă nu i-ai spus niciodată despre post, e greu ca la 15 ani să înceapă să înțeleagă că azi nu mai poate mânca, știu eu ce, produs de dulce. Mă refer la carne. În principal, cum îi după normele bisericii. Deci, repet, credincioșii peste 14 ani, biserica, prin dreptul canonic, spune că până la 59 de ani ai obligativitate de a posti, de a ajuna. La ajun nu, la ajun peste 18 ani. Deci, sunt niște norme, dar... Până la ce vârstă? Până la 59? 59, mai am puțin. Da. Dar, repet, sunt niște norme care au limita lor și nu vor să spună că după aceea poți să-ți faci de cap, din potrivă, după 59 de ani, dacă după nu mănânci... După aceea, dacă nu mănânci... E și mai grav. Atunci e mai rău. S-ar putea să nu mai apuci să mănânci sănătos niciodată. A, de atunci vine pedeapsa, dacă nu ții postul. Până la 59 de ani, încă natura mai ajută. Mai ajută, să faci față. Este. Cred că totuși, așa zisele reguli despre care ați vorbit, erau din perioada în care alimentele nu erau atât de contaminate, în care atmosfera nu era atât de poluată, în care factorii perturbatori erau cu mult mai puțin. Și atunci se permitea o mai mare lejeritate. Însă în zilele noastre, când știm foarte bine cât de contaminate sunt produsele alimentare, în ce mediu trăim, cred că puțin regulile ar trebui puțin revizuite. Dar nu. Pentru că aici se referă la niște norme în care te face ca pentru tine, ca și credincios, să fie obligatoriu zilele de post, adică 50 de zile de post, cum e postul mare, sau 40 de zile, cum e postul Crăciunului, sau alte perioade pentru alte posturi. Dar ceea ce nu înseamnă că prin acea regulă dată de către înaintași, prin concilii provinciale, pentru că fiecare biserică are regulile ei, dar seamănă, în general, în bisericile tradiționale ortodoxă și catolică, aceste reguli cu privire la obligativitatea postului. Dar nu înseamnă că noi sau biserica ne spune vreodată să mâncăm prost, să mâncăm prostii, pentru că, în fapt, dacă facem acest lucru, suntem ipocriți. Noi cerem sănătatea lui Dumnezeu și... nu-l ajutăm de fel. Între timp ne umplem ne îndopăm cu otrăvuri. Îl împiedicăm să ne dea sănătate. Nu zice nicăieri biserica mănâncă, bea și veselește-te. Deci biserica, prin mesajul ei, îndeamnă lumea și să știți că se face prin biserică și această educație. La cumpătare, la a mânca sănătos, a avea grijă ce mănânci, a întoarcere spre omul tradițional, vedeți, cu partea asta de vitamine pe care el avea, zice, mâncați din toți pomii, în geneză era. Da. Din toți pomii, în afară de unul. Și omul a vrut să mânce acela. A fost ispitit, deci era generozitatea lui Dumnezeu. Dar fără îndoială că, apropo de asta cu carnea, zice că omul, avem un doctor în parohie, un doctor drăguț și simpatic, zice, omul trebuie să ține cont de faptul că el nu e nici carnivor, nici erbivor. Deci așa e omnivor. Da. Deci el trebuie să așa găsească este. Această cale de mijloc și sigur sunt specialiștii în dietă care vin și spun pentru grupa de sânge aceea și nu greșesc. Ei studiază aceste lucruri și văd ce ți se potrivește ție conform cu felul tău de a fi biologic vorbind, unde eu nu mă bag foarte tare, dar am văzut studii deja destul de dezvoltate pe tema asta. Și foarte bine că se face, astfel încât fiecare să țină cont de chestiunea asta, pentru că nu trebuie să mănânci sănătos după ce ești bolnav, trebuie să mănânci toată viața ca să trăiești sănătos toată viața și calitativ viața ta. Oricum nu-ți schimbi destinul prin asta.
Adică tu trăiești potrivit credinței. Atâta cât ți-e scris. Cât ți-e scris. Așa este. Noroc că n-am semnat contractul și n-am văzut până e foarte bine, nici nu vrem să știm. Dar trebuie să mănânci sănătos tocmai pentru ca să poți să trăi calitativ bine. Și biserica începe să-și asume și acest rol. Adică atrage atenția că suntem ipocriți, noi cerem sănătate și mâncăm prostii sau mâncăm prea mult. Este extraordinară această conlucrare între medicină și biserică. Este foarte importantă și eu sper că această conlucrare să crească în timp, în așa fel încât să ajungă să fie interzise anumite alimente care sunt încărcate cu... Deci eu văd, de exemplu, dacă nu vorbesc de unde și cum, am văzut produs de post. O chestiune ambalată în celofan, nici nu spun ce este, nimica. Și când m-am uitat pe etichetă, m-am îngrozit. Exact. Într-adevăr, nu avea carne, nu avea lapte, nu avea ouă. Scăpase de câțiva conservanți de care e nevoie pentru produsele animale, dar avea tot restul de toată paleta de euri conservanți, și stabilizatori, deci, agenți de afânare. Atâtea emisiuni sunt pe toate televiziunile despre aceste otrăvuri cu care suntem îndopați sistematic. Sistematic suntem îndopați, încât nu are rost să discutăm acum, să intrăm într-o discuție tehnică. Sigur, noi am mai discutat această temă de-a lungul emisiunilor, prin care am informat că nu totul este pentru a fi sănătos, pentru a-ți menține starea de sănătate și a preveni bolile, nu totul este să fii vegetarian, să nu consumi carne, să nu consumi lapte, să nu consumi ouă. Sigur, o alimentație sănătoasă și corectă și naturală, curată, aceasta este calea care mă bucur că o promovează și biserica. Da, este ceva extraordinar. Cum vine din urmă întreg sistemul ăsta globalizat al comerțului, în care, de exemplu, în Cluj, în zona Clujului, existau acei țărani maghiari, care hoștezenii, care nu știu dacă erau numai maghiari sau erau și români. Domnule, erau niște roșii în vremea copilăriei mele, cu o pieliță subțire, cărnoasă, dulci, mari, lobate, dulci, extraordinare. Acum nu le mai găsesc și am văzut țăran din zona Clujului vânzând la piață niște roșii din astea, din material plastic. Eu le spun roșii de plastic. Pentru că, și am întrebat de ce. Păi zice, nu știți că asta, o plantă face 12 kg, zice. Și se coace repede. Mult mai mare. Și dacă o pun și o conserv, o pun pe raft, îmi stă luni de zile. Până când cealaltă se strică foarte repede, pentru că bacteria e mai inteligentă decât omul. Bacteria știe unde să se ducă. Și ciuperca, și care știe ce să mănânce, nu intră în produsele care sunt încărcate cu conservanți și cu tot felul de chimicale. Că îi se face rău, se îmbolnăvește și bacteria, așa cum ne îmbolnăvim și noi. Dragă George, atât am tot povestit, dar ce ne-ai adus de gătit? Vreau să contrazic pe Părintele Mircea și să-i spun că și de post se poate mânca gustos. Dar de însuși știe, nu-l contrazici, cred că... Nu mă contraziceți, problema e că din capul lui că am venit cu multă strângere de inimă, odată pentru că vă cunosc și știu ce mâncare faceți, și am venit că e foarte greu să vorbești despre post cu un asemenea om în studio. În al doilea rând, pentru că am intrat aici, am simțit așa un miros de toate și zic, bine, măcar că telespectatorii nu simt și mirosul. Toate îmbălsemate cu usturoi. Da. Prin cablu, știți? O să deconspir un mic secret de ce se simte acest iz splendid de usturoi, mai bun decât orice spray super așa, pentru că într-o mare greșeală am fost astăzi când am venit aici, am uitat să-mi aduc instrumentul electric cu care de obicei fac ceea ce voi face acum manual. Pentru că este un blender, atât. Ar fi fost nevoie, pe care, evident, l-am uitat la laborator. Dar precum te-am lăudat că ești bun inginer bucătar. Bineînțeles, adică găsesc și alte tehnologii și le omologhez acum în direct, în fața telespectatorilor, pentru că n-am ce face. Trebuie să gătesc ceea ce mi-am propus să gătesc. George gătește extraordinar de delicios. Sănătos. Eu și astăzi am consumat la prânz din ingrediente. Tocăniță dobrogeană cu năut a fost astăzi. Și... Deci, practic, vedeți în direct cum se poate strica postul chiar cu produse fără să fie de dulce. Primul meu gând a fost, n-am să gătesc niciodată așa bine ca George.
Dar... Ei, păi, acum măcar o parte din secrete astăzi o să le deconspir. Da. Mulți dintre clienții noștri m-au întrebat, cum faci sosurile acelea atât de minunate? Ei, o să le arăt acum cum se face un sos din ăsta. Cu ce începem? Păi, o să începem întâi, aș vrea să vorbesc despre ingrediente. Nici nu știu ce am adus aici. Am adus ce am avut în laborator și am făcut așa niște semi-preparate. Deci, avem, ce aici? Asta-i. Aici este ananas, aici este avocado, așa? Se vede la camera. Ananas, avocado, avem năut fiert, așa, castravete, așa, tăiat. Aici este orez integral, orez cum l-a dat mama natură, cum l-a dat bunul Dumnezeu, nu prelucrat și transformat și decorticat. Așa, puțin ardei gras pentru decor. Asta e de la cu chimicale, dar nu avem altă soluție la ora asta. Așa, niște mărar proaspăt de la piață. Da. Așa. Mi-a adus Ramona usturoiul. Usturoiul, sarea, așa, caju, caju, să nu uităm caju, caju, deci semințele de caju, așa, cu un conținut mare de potasiu, da, știu eu, așa, ulei un de ulei olio extra vergine, așa, și niște cidru, adică niște oțet de mere. Și din combinația asta de aici va trebui să fac ceva. Deci, de ce sunt atât de multe elemente și aici o să încerc să spun de ce trebuie să fie atât de multe elemente. Adevărul este că în produsele animale se găsesc acele proteine, acei aminoacizi care compun până la urmă proteina umană. În alimentele de natură vegetală nu se găsesc integral acei aminoacizi esențiali despre care se vorbește în integralitatea lor într-un singur produs. Poate chiar numai soia este cea care are cânepă, aceste... semințele de cânepă. Și semințele de cânepă, da. Și atunci trebuie să avem o paletă largă pentru ca să putem avea toate proteinele și toate cărămizile astea ale vieții aminoacizii care compun proteinele pentru ca să ne compunem noi mai departe proteinele noastre. Și atunci este foarte bine să existe o mare diversitate de produse vegetale, pentru că, vrând nevrând, chiar dacă nu le cunoști perfect compoziția la toate, tot nimerești majoritatea aminoacizilor. Sigur, există la noi, noi procedăm puțin altfel, mai științific la laborator, și anume noi combinăm în așa fel încât să fie toți aminoacizii esențiali să fie prezenți. Ok, și am uitat cel mai important ingredient de aici și care poate că este el dă și gustul. Și în afară de faptul că dă și gustul, este, să zicem, o minune lăsată de Dumnezeu pe pământ, usturoiul, care este și un bactericid, deci un antibiotic natural, este încărcat cu antioxidanți, n-are rost să... Nu vreau să intru în niște discuții din astea de tip nutriție, pentru că asta o fac nutriționiștii. Eu sunt un practician care pune în practică ceea ce spun nutriționiștii, cam asta. Revenim la tema emisiunii noastre de astăzi, curățenie prin post. Pentru cei care nu au urmărit emisiunea de la început, avem doi invitați speciali, preotul Mircea Marțian și inginerul bucătar George Isicovici. Ei, acum sunt numai bucătar. Acum, în splendoarea lui de bucătar, însă și de inginer, pentru că va înlocui blenderul. Exact. Adică, cu alte cuvinte, o să lucrez fizic puțin mai... O să mă ridic în picioare deci pentru asta. Deci ce ne gătești la început? Uite, pentru început vreau să fac un dressing. Dressingul am omis înainte de pauza publicitară să spun încă un ingredient foarte important. Aici avem semințe de floarea soarelui care sunt măcinate, râșnite, în râșnița de cafea, foarte simplu. Și pentru ca să facem un dressing bun, întâi o să punem ingredientele, usturoiul pe care l-am pisat înainte de emisiune, neavând blenderul, dar noroc că mi-am adus cuțitul, așa, o să punem așa, pentru că merge foarte bine cu mărarul, usturoiul, ar merge foarte bine și cu iaurt, dar suntem în post, așa că o să renunțăm la iaurt, așa, punem și mărarul de la bun început, un pic de sare trebuie pus peste pentru ca să... De fapt, aici eu pun toată cantitatea de sare care va fi în acest... De ce? Pentru că în momentul în care pisăm, va lăsa... Aromele se vor combina, apa se extrage datorită sării și odată cu apa și aromele, adică acele uleiuri volatile care dau aroma specifică.
Așa, acum o să luăm câteva linguri de făină de semințe de floarea soarelui. Se pot folosi și alte semințe oleaginoase. Așa. Migdale, cam 5 linguri nuci. Înseamnă cam 100 de grame. O să pun ceva mai mult, neavând blenderul, o să-mi fie mai dificil puțin să fac. Le amestecăm în stare așa pulverulentă. Se adaugă apă și veți vedea ce interesant se întâmplă. În momentul când adăugăm apă, apare, se emulsionează, pentru că semințele de floarea soarelui au un conținut mare de ulei. Devine un fel de pastă. Asta este deja un început de emulsie care poate fi folosit foarte bun și se poate înmulți mai departe cu un ulei și cu un lichid care să fie pe bază de apă. Deci să aibă multă apă. Cea mai multă apă o are apa în post. Așa? Mirosul este așa. Extraordinar. Aroma deci, usturoiului... Combinația de usturoi cu mărar. Cred o să mai pun încă mărar. Pentru că usturoiul este mult mai puternic și mărarul are o aromă puternică, dar încă mărarul ăsta încă nu-i mărarul ăla adevărat care răsare în grădinile țărănești, este încă un mărar de seră. Și atunci punem puțin mai mult pentru ca să combinăm. Prin amestecare energică se emulsionează. Ia uitați-vă ce frumos se emulsionează pasta asta. O fac așa către cameră. După ce o să devină mai fluidă, nu o să mai pot. Pentru că am însemnat să o vărs pe masă. Mai punem puțin apă. Și în mod normal, cu un instrument electric am putea să o emulsionăm și să o înmulțim mult mai serios. Dar acum adăugăm... Trebuie să miros oțetul care mi l-ai adus, dacă bun. E foarte bun. Deci este... Da. Întotdeauna când am un ingredient nou, îl miros sau îl gust. Este un cidru de mere care se obține prin fermentația mustului. Se storc manual, mecanic se storc merele. Da, deci are o aromă extraordinară, da, se și simte deja. De aceea special. Nici n-am pus mult, pentru că este foarte puternică aroma. Până pregătești-o acolo... Ne mai vorbim de cât e de sănătos. Mai spune ce sănătos este. Exact. Așa și uleiul de măsline. Poți să vorbești și despre uleiul de măsline. Și... Puțin ulei de măsline adăugăm. Aici numai puțin. În mod normal, la o instalație electrică am putea adăuga mai mult. Dar chiar și așa o să observați că nu se taie. Deci acest amestec nu se taie. Spre deosebire de orice altfel de maioneză care s-ar tăia. Mai punem puțin, până și uleiul de măsline îl simt ca aromă. E excepțional. Vis-a-vis de cidru de mere, sigur, mai ales o observație așa binevenită, zic eu, în perioada de post, când trebuie să ne și înfrânăm un pic de la, atât de la ce alimente mâncăm, cât și de la cantitatea lor. Da. Cidru de mere reduce pofta de mâncare. Consumat între mese, diluat cu puțină apă. Oare de ce? Și cu puțină miere. Oare de ce? Ce se întâmplă? Pentru că, în mod normal, el este acid. Reduce pofta de mâncare. Reduce pofta de mâncare. Da. În punerea al postului, scopul este să, ca în voința, în mintea... tu da. Să lupți și să controlezi această poftă însă... de mâncare. Sigur, cidrul te ajută tot... și postezi mai ușor. Sunt tot felul părinte. De... Însă, sunt... până să ajungem la acea etapă, mulți oameni, exact, trec prin etape intermediare. Ok. Deci, sosul l-am preparat. Așa arată sosul. Wow, minunat! Așa? Și acum începem să adăugăm. Am tot stat și m-am întrebat, oare cum să pun? Să pun aceste ingrediente separat ca să fac o pictură sau să le amestec? O să încerc să... Odată. Năutul îl introducem direct în sos. Da. Pentru că așa cred eu acum că e mai bine. Îl introducem direct în sos și despre năut nu trebuie să povestim prea multe. Este după soia leguminoasa cea mai valoroasă și la gust e cea mai bună, după părerea mea, da. Înăuntru. De și... fapt, ce sunt leguminoasele? Care mai, sau păstăioase, ce mai intră spune? În categoria leguminoaselor? Păi e năutul, da. E fasolea, e mazărea, soia, e soia. India. Și deci astea sunt, da, păstăioase, cele care sunt în păstăi. Deci, multă lume le spune păstăioase. Leguminoase este o fel de traducere din engleză care acum s-a... Exact. Și sunt foarte binevenite în această perioadă a postului, pentru că sunt proteine de bună calitate și sunt ușor de asimilat.
Și încă ceva, sunt foarte aproape complete din punct de vedere nutritiv, ca și proteină. Nemai vorbind de valoarea hidraților de carbon și a fibrelor pe care le conțin. Deci e foarte... Uitați, așa arată. Dacă aș pune mai mult năut, ar fi o simplă mâncare de năut cu usturoi și cu mărar. N-ar mai trebui nimic altceva. Echivalentul naturist, deci neprelucrat termic, în cea mai mare parte, a tocăniței doprogene pe care ai mâncat-o astăzi. Ok, acum, eu adaug într-o anumită ordine și cu un anumit scop, pentru că sunt elemente care aș vrea să se păstreze întregi, să nu prea aroma de usturoi și de mărar, și sunt elemente care trebuie. Usturoi și mărarul, castravetele, merge atât de bine încât simt nevoia să-l pun tot. Deci acesta este, acesta este tot un castravete de seră, din păcate nu avem încă, dar să știți că în momentul în care apar la piață, la noi, la laborator, nu se mai întâmplă să ne aprovizionăm din altă parte. Am câțiva producători particulari de pe lângă Cluj, care sunt absolut senzaționali din punctul ăsta de vedere. Adică au niște... Așa, acum, ca să nu mai pierdem prea mult timp, punem și puțin orez. Ăsta îl punem mai degrabă cu scopul de a completa necesarul de hidrați de carbon și de fibre. Dar orez integral. Orez integral. Din punct de vedere nutritiv, zic. Iar din punct de vedere, el va da o anumită consistență. Vedeți că deja a început să se întărească totul. După care, o să încerc să fac așa un amestec care să și arate bine. Da? Deja arată foarte așa, bine. După care o să punem elementele care nu vreau să se impregneze cu usturoi, dar în combinație cu sosul de usturoi și mărar, au un efect senzațional. Ananas. Toată lumea o să spună, cum cu ananas? Ananasul cu usturoi e senzațional. Și încă ceva, există anumite fructe, deci în general fructele și legumele poate nu este bine să fie amestecate. Cel puțin așa spun nutriționiștii. Însă există totuși anumite fructe care își au rostul lor. De exemplu, ananasul este bine să fie servit după masă. Da. El conține niște acizi care sunt practic ca și acidul gastric. Adică ajută la digestie. Exact. Deci ananasul este recomandat și în cura de stăvire. Tulpina de ananas este un mijloc natural de împiedicare a transformării în interiorul organismului nostru a hidraților de carbon în glucide, adică în monozaharide, în ceea ce folosim. Deci este un adjuvant important în terapia diabetului. Deci sunt multe, multe, multe virtuți pe care ananasul le are. Ne mai vorbim de aromă. Așa. Și acum, ca să finalizăm toată treaba, o să punem deasupra, nici caju, nu vreau să îl amestec cu restul, o să punem așa câteva fire de caju peste. Sigur, în momentul când se mănâncă, ele se vor amesteca, dar se va simți gustul distinct în momentul în care mâncăm. De aceea, de exemplu, noi salatele niciodată dressing-ul nu le amestecăm, nu facem așa o bolmojală din aia, ci pur și simplu punem dressing-ul pe fundul acelei caserole în care, mă rog, trimitem spre clienți mâncarea și deasupra organizăm restul salatei. O idee foarte bună și asta pentru acasă. Mi-a și spus unul dintre clienții noștri, un inginer foarte simpatic, zice, am învățat să mănânc în secțiune. Adică trebuie să ia de sus până jos pentru ca să fie. Ok. Deci punem puțin ananas. Așa. Avocado. Despre avocado știm ce înseamnă. Avocado este un unt vegetal. Părinte, pot să spun ce spun în mod tradițional, și anume, avocado este un afrodisiac și este îmbunătățește mult viața sexuală. Da. Și înseamnă că singurul element de postic, că n-ați folosit curentul electric, deci ați făcut economie la factură. Exact, mai departe, și prostia am vorbit. Și că v-ați uitat blenderul și ați făcut mortificare că a trebuit să amestecați. Corect, exact, rest, așa. Nu mai, rest tot, nu mai rămâne nimica. Așa, și acum o să punem în mijloc ardei gras, care merge foarte bine și el, însă îl folosesc mai mult ca și decor. De el nu este neapărat nevoie. Așa. Și asta este salata noastră preparată în 5 minute, după ce sigur înainte le-am tocat pe toate, după ce... Cam așa arată, așa rapid și în condițiile de studio, o salată
zic eu, extrem de consistentă, pentru că ceea ce dă consistența acestei salate, mă întreba Ramona, cum fac, că întotdeauna este foarte sătulă după ce mănâncă din mâncarea și noastră. Și nu reușesc să consum o porție întreagă. Deși pare mică, așa-i? Deși pare mică. Pentru că este extrem de încărcată. Deci noi acolo avem grijă în momentul când facem porțiile de amiaz, să respectăm necesarul de calorii, acel necesar pentru metabolismul bazal. Sigur că acum el diferă foarte mult, de la 1200 kilocalorii până la peste 2000, în funcție de greutate, de vârstă, de sex. Dar noi mergem undeva în jur de între 1000 și 1400 de kilocalorii un prânz din acesta. Dar ceea ce este foarte important este că nu utilizăm deloc sau aproape deloc alimente care au un indice glicemic mare. Da. Pentru că alimentele cu un indice glicemic mare se și consumă rapid. Ele au un rol strict energetic. Cresc nivelul zahărului foarte nivelul, repede în organism, exact, și se consumă. Exact. Crește nivelul insulinei, zahărul este prelucrat după ceea ce este în exces în raport cu nevoia energetică. Practic, este depus pe burtică, uitați-vă la mine, că și mie îmi plac astea. Așa? Și după ce s-a consumat pentru energie, după ce s-a consumat pentru construcție unele dintre ele, după ce s-a consumat pentru depunere, pentru că organismul nostru e un organism strângător, e ca băncile din ziua de azi, adună tot, așa, el depune. Deci transformă în trigliceride, mă rog, în material gras și se depune. Acum, ceea ce noi dăm întotdeauna sunt acei carbohidrați cu lanț lung, care se descompun încet. Deci în momentul când ai mâncat din mâncarea noastră, nu-ți mai trebuie multă vreme să mănânci. Da. De ce? Pentru că este un fenomen, acum noi inginerii, vă spun un secret, pot să-l spun? Pot să-l spun? Deci părintele Marțian, Mircea Marțian este și un inginer, de altfel. El a fost inginer mecanic înainte de a deveni preot. Și asta, ceea ce există un așa numit fenomen de suprareglaj, aș spune eu, în inginerie, și anume sistemul nostru automat, în momentul când avem un exces de glucide în organism, sigur, insulina vine, este ca un fel de diriguitor. Să mă contrazici dacă vorbesc prostii, Ramona. Așa, este un fel de diriguitor care zice, asta e energia, asta e așa, asta e așa, asta e așa, ok. Și rămâne după aceea insulina și până când ajunge să fie reintrodusă, reabsorbită în sistem, ea consumă mai mult și ajunge nivelul gliceniei să scadă sub valorile normale. Deci este fenomenul de suprareglaj în automatică cunoscut. Și atunci, automat ce se întâmplă? Ai mâncat acum o ciocolată, după jumătate de oră iar mai vrei o ciocolată. Deci asta este diferența. Ori, noi în momentul în care dăm acești carbohidrați cu lanț lung, în momentul în care noi folosim produse vegetale cu multe fibre, care împiedică absorpția rapidă, în felul ăsta, noi știm că mâncarea noastră ține mult. Și adică, să nu uităm de cerealele integrale. Bineînțeles. Acum, cereale integrale n-am adus, m-a certat Ramona. Orezul brun. Așa? Cum? Orezul brun, sigur. E o cereală. Am certat Ramona că n-am adus din pâinea noastră specială pe care o facem, pâine cu semințe și cu... Care eu ți-am spus că e ca un cozonac. Da, are și o tehnologie oarecum asemănătoare, pentru că altfel nu se face. Și de ce se folosesc cereale integrale? Păi, în primul rând, pentru conținutul foarte mare de fibre. Pentru că în momentul... Deci ce se întâmplă? Diferența dintre făina nu lașă, cum zicem noi aici, făina 000, care atâta și valorează, 000 de 3x0, așa? Nu și, degeaba scrie pe ea 000. Și făina integrală este că, practic, făina... Mai este o cifră mai rea, să mă uitam, 666. Da, nu, asta e altceva, asta e altceva, nu. Nu ne băgăm în asta. În făina asta nulașă, ea practic ce conține amidon. Pentru că asta este ceea ce se extrage. Adică, sigur, un aliment foarte valoros amidonul, dar atât conține. Și sigur, restul puternic. Multivitaminelor și mineralelor sunt spălate. Toate sunt practic prin acest proces de rafinare, prin care trece bobul de grâu până la chestia aia albă, așa, pufoasă, care este îndepărtat. Și atunci făina integrală, deci care conține absolut bobul de grâu măcinat în integralitatea lui, și aici este o tehnologie că la morile obișnuite nu se poate face direct. Și atunci tot așa se separă, dar după aceea se macină produsul rezultat, că îndepărtat, tărâțele cum ar veni, se macină și se reamestecă din nou, ulterior. Pentru că asta e procedura.
Poate că există și mori care fac direct, nu știu. Dar ideea este că... Eu am o moară acasă, o moară de bucătărie. Da, și eu. Da, pe piatră, care mașină Bobu integral. Exact, pe piatră, din lemn de tei. Este da, în exterior, exact, e foarte frumos. Exact. Da. Nu știu, că circulă acum chestiile astea așa prin Cluj, ceea ce e foarte bine. A mea e veche de 10 ani. Ah, da, nu. Eu mai de curând mi-am luat-o și n-am folosit-o prea mult, pentru că la cantitățile pe care le facem noi nu putem deci să... Deci există mor de bucătărie care macină integral orice fel da, de cereală. Pot să șed jos. Da, sigur. Pot să șed. Sigur. Să șed, jos, să șed. Așa. Deci asta e mâncarea pe care o să o mâncăm, unde să o arăt la cameră încă o dată, așa. Asta e mâncarea pe care o să o mâncăm noi după emisiune, pentru a se apropie ca să... Am spus că e foarte greu să deci asta, asta o să o mâncăm. Dar bine, hai e de post. Da. E de post, e, da, e bună, dacă vreți o putem face și rea la gust. E bună, ea atinge postul, dimensiunea trebuie să fie cantitativ și calitativ. Da. Deci aici e foarte gustoasă și calitativă, deci aici pierdem un pic din da, dimensiune. Din dar păcate, putem deveni mai virtuoși și să nu gustăm. Și mai sănătoși, asta nu mă îndoiesc. Mă rog, după ce... Eu mă îndoiesc că nu o să gustați. Era o glumă, era o glumă. Chiar și mie mi s-a făcut foame. Așa. Deci asta, ceea ce voiam să mai spun neapărat, este că... cred că, probabil pornind de la... vocația mea inițială, aceea de inginer, ca practician și am practicat 30 de ani meseria asta de inginer, probabil de aceea am decis și acum m-am lăsat antrenat într-o discuție despre nutriție, despre componente, despre hidrați de carbon, grăsimi, lipide și așa mai. Nu, nu vreau asta. Noi suntem niște practicieni. Inginerii, prin definiție, sunt niște, sigur, și teoreticieni buni, că altfel nu pot fi practicieni buni, dar suntem niște practicieni. Și atunci am spus așa, pe toate canalele media, pe toate rafturile librăriilor, există foarte multă documentație cu privire la nutriție. Deci, nu este un secret că am mâncat sănătos. Este acest mod de mâncare pe care eu acum, de exemplu, l-am preparat. Asta se știe de foarte multă sigur, vreme. Și modalitățile de informare în zilele noastre sunt multiple. Sunt multiple și deja lumea este informată și asta este foarte bine. Așa pentru este. Că pentru că există șansa da, să se îmbunătățească calitatea vieții. Chiar am observat când am mers noi că mergem cu binecuvântarea caselor, acolo suntem așteptați la multe case cu mese. Chiar am observat cum an de an se îmbunătățește calitatea. Deci este o veste extraordinară. Deci nu chiar degeaba toată campania nutriționiștilor, televiziunile care se ocupă și au da, emisiuni. Deci încep să aibă audiență tocmai pentru că oamenii sunt interesați de această... Biblia celor care mănâncă natural și în stare neprelucrată termică alimentele este, până la urmă, cartea pe care... Îmi permit să-i fac reclamă pentru că autorul este dus dintre noi și așa, cartea lui Ernst Günther, Hrana vie, da, care se mai găsește încă în librării și mereu se reeditează. Deci acela a fost un prim început de a pune în scris și într-un volum o serie întreagă de cunoștințe până la urmă acumulate în timp și care se știu de mult timp. De acum 30.000 de ani, repet, omul asta făcea. Zice că Dumnezeu că el a fost primul ministru al agriculturii, așa, era primul nutriționist, așa este. Deci el știa tot, gândiți-vă numai cum se adaptează, cum interzice anumite cărnuri care se stricau pentru că nu aveau da, frigidere. Exact. Și el interzice total. Da, deci nu? În acea deci perioadă știa, nu erau frigideri da, și nu erau congelatoare. Exact cărnurile care se strică și mai era o întreagă regie în important, spatele tuturor da, regulilor. Deci Dumnezeu știe și mai, era un bun nutriționist. Și da, mai era problema un lui extrem de important care, din păcate, nici eu nu-l practic și multă lume în această lume modernă, globalizată, nu-l practică. Și anume, nu existau frigidere, iar omul era obligat să mănânce ceea ce îi dădea sezonul. Da. De exemplu, acum primăvara, noi ar mai trebui încă să consumăm, pentru că încă nu a izbucnit natura, n-a dat în verde, să zic așa, încă ar mai trebui să mâncăm din morcovii care au mai rămas așa, din aceste elemente. Ori noi acum ce mâncăm? Mâncăm ardei care, în mod normal, în zona noastră geografică, ardei, nu sunt caracteristici încolo, pentru această perioadă. Bine, dacă am pus și avocado, am pus și... știți cum e? Eu chiar am observat acum și...
E foarte interesant faptul că există o informație atât de rapid, care penetrează în toate mediile. De ce spun asta? Pentru că atâta timp cât am făcut salate cu elementele noastre tradiționale de aici, să știți că clientela era împărțită. Toți spuneau că e foarte bun, pentru că până la urmă legătura între diverse elemente o dă dressing-ul și asta este ceea ce e foarte important. În momentul când am introdus avocado, am introdus ananas, am introdus altele, s-a făcut, am înțeles că trebuie să fac o pauză. Emisiunea se apropie aproape de sfârșit. Da? O ultimă îndrumare de la părinte? Eu aș avea și eu o rețetă, aici mi-am adus-o. Era o rețetă pe care am realizat-o împreună cu colegii mei, cu dragostea din tâi, când eram seminarist. Așa. Rețetă de post, zice o altă perspectivă. Așa. Zice, postul este un mijloc spiritual de înnoire a vieții, de aceea nu trebuie să privim doar la mâncare și să avem grijă să nu mâncăm așa numitele produse de dulce, ci dincolo de restricțiile alimentare trebuie să mergem undeva la niște restricții generale cu privire la asigurarea primatului sufletului în viața noastră. Deci la toate tipurile de plăceri, la toate tipurile de rău care ne bâzâie. Și am zis așa, 10 grame de reculegere pentru a privi spre Dumnezeu și a ne întâlni cu El, 10 grame de examinare a conștiinței pentru a identifica ce trebuie schimbat, care e problema noastră, 20 de grame cel puțin de jertfe spirituale, adică asceză, mortificare. La acest nivel intervine și postul alimentar, deci eliminăm dependențele de bunătățile lumii acesteia, 40 de grame de rugăciune, participare la oficii liturgice specifice, practicarea spovezii, că fără iertare n-ajungi în rai și nu poți fi împăcat, poți să mănânci sănătos, că noaptea te termină rău și nu dormi, și 20 de grame de fapte de caritate. Deci nu uităm această nouă perspectivă. Și orice mâncare e bună cu un conținut divers, cum a zis aici. Și pot să mai adaug ceva. Da? În momentul când mâncăm, trebuie să ne gândim întotdeauna și la imensa generozitate pe care a avut-o Dumnezeu atunci când ne-a oferit toate acestea nouă. Da, și asta, cine asta suntem și noi ca să ne merităm? Binecuvântarea unui astfel de bol, zice, crește calitatea și deci, oarecum alungă energia negativă care ar fi putut o regulă, în cazul nostru, nu. O regulă importantă, da? Pe care o spun tuturor celor care mănâncă de la noi este să se gândească la copacul care a dat fructul, da, la iarba care a dat frunza și rădăcina și în felul acesta să mănânce. Sigur, mănâncă mai încet și atunci e și mai sănătos. Gata, Ramona, la am tot înțeles. Ce a spus voi, aș mai completa cu ceva. Doar câteva cuvinte ce a spus un chinez, un înțelept chinez, Chu Huiweng. Dacă, ca să eviți îmbolnăvirile, trebuie să mănânci mai puțin, iar dacă vrei să-ți prelungești viața, să-ți faci cât mai puține griji. În speranța că veți avea o perioadă cât mai plină de sănătate, cât mai lipsită de griji, plină de binecuvântarea divină, vă dorim toate cele bune, o seară frumoasă, o viață sănătoasă și luminoasă.